Înființată în 1999, Cupa Regiunilor UEFA este dedicată selecționatelor regionale din cadrul federațiilor de fotbal afiliate Forului European. Reprezentativele regionale sunt alcătuite din jucători amatori care evoluează în ligile inferioare, iar județul Buzău va fi pentru prima dată prezent în această întrecere. Astăzi, președintele AJF Buzău, Adrian Petre, a anunțat participarea unei selecționate formate din jucătorii primelor două ligi județene. Reprezentantul Asociațiilor Județene de Fotbal în Comitetul Executiv nu prea a avut interes să apară și alte AJF-uri să participe. De ce? Echipa câștigătoare va reprezenta România la campionatul european din Portugalia. Până acum au făcut așa o rocadă, Prahova cu Brașovul, când Prahova, când Brașovul. Anul acesta sunt doar 4 județe înscrise, Prahova, Brașov, Buzău și Harghita. Luni la Brașov va avea loc tragerea la sorți. Selecționata județeană va avea un staff compus din 3 antrenori. Este vorba despre Gabi Marco, un prezent antrenor la Centrul de Copii și Junior Gianluca de la Gloria Buzău, Cristi Lupu, consilierul personal al președintului AJF Buzău și Mircea Constantin, fostul capitan al Gloriei Buzău, profesor de educație fizică și sport. Obiectivul selecționatei județene este câștigarea titlului național, implicit participarea la turneul final care va avea loc în Portugalia anul viitor. Comisia tehnică formată din domnul Mircea Constantin, Gabi Marco și Lupu Cristian lucrează zilele acestea la un lot de jucători, de 23 de jucători. Obiectivul nostru este să câștigăm acest campionat și să reprezentăm România în Portugalia. Cred că putem câștiga. Eu zic că campionatul nostru este un campionat puternic, mai ales prin prisma celor 3 echipe. Din câte am discutat cu membrii comisiei tehnice, o să fie jucători și din Liga 5-a și din Liga 4-a. Cupa Regiunilor UEFA este organizată din 2 în 2 ani, iar deținătoarea trofeului antitră este Irlanda, grație selecționatei din zona estică. Anul viitor, în Portugalia, va avea loc cea de-a 10-a ediție. Până acum și-au mai trecut în palmares câștigarea trofeului Italia de 2 ori, Cehia, Germania, Polonia, Bulgaria, Croația, Portugalia și Irlanda.